De la orele dimineții, abia că mai puteai găsi un loc gol de parcare. Te plimbai cu mașina aproape 10 minute pentru a reuși totuși, într-un final, să o lași undeva, chiar și pe o stradă lăturalnică. După ce ai împlinit această misiune, o iei către piață. Acolo, să nu-ți vină să crezi, plin și arhiplin. Chiar dacă vremea nu a fost una foarte plăcută, atât cei care doreau să vândă, cât și cei care s-au dus să cumpere una alta, au fost foarte mulți. Începând de la șuruburi, lănțișoare și până la cizme, pantofi și schiuri, nu a lipsit nimic. Chiar și cu atâta lume împrejur, vânzarea merge cu merge și nu prea merge. Numai când se albește capul la oameni, atunci cumpără. Am unul, mai cumpără. Nu l-am vândut niciunul. Anul ăsta n-ați vândut niciun schiu? Da, anul ăsta, da. Când e zăpadă, atunci mai cumpără oamenii. Dar așa în timpul ăsta... Cam ce diferență de prețuri sunt între cele noi și cele de aici, de la piață? Sunt. Păi, de pildă, unul de asta, unul de asta aproape nou, e 200 și la magazin e peste 600. Vreo 400 de lei diferențiare. Cea mai căutată este încălțămintea, în special cizmele și bocancii. Chiar dacă sunt folosite, multe dintre ele arată bine, iar prețul este cuprins între 10 și 50 de ron perechea. Având în vedere că ești la piață, prețul se poate negocia până la ultimul leuț. Toate tipurile de veste la 10 roni, mai subțiri, mai groase, colorate, îmblănite, însă fără prea mare trecere. Cum trec vestele? Trec. Cumpără lumea. Nu tare. Spuneți-ne, cum merge vânzarea? Merge nu prea bine, dar merge. Mai bine sau mai prost ca în alți ani? Mai prost. Mai prost? Mai. Veniți în fiecare duminică aici? Da. Și miercurea. Miercurea și duminică. Când vindeți mai bine, miercurea sau duminica? Duminica. Miercurea mai puțin. Dintre cei veniți la piață, unii cumpără, alții doar privesc. Sute de sădmăreni aleg să meargă în piața de vechituri. Chiar dacă uneori comercianții stau în fric și în ploaie, nu au de ales. Unii trăiesc din ceea ce vând, iar alții își rotunjesc cât de cât veniturile.